Domnia de 70 de ani a reginei Elisabeta II a cuprins austeritatea postbelică din Marea Britanie. Tranziția de la Imperiu la Commonwealth, sfârșitul războiului rece, accederea Regatului Unit în Uniunea Europeană și Brexitul. Când a preluat tronul, a găsit o lume în schimbare rapidă, iar pentru mulți a devenit un model de statornicie într-un timp de transformări. Domnia reginei Elizabeta II a acoperit 15 prim-ministri, primul Winston Churchill, născut în 1874, și ultimul Liz Truss, născută peste un secol în 1975. Elizabeta II a devenit pentru mulți singura constantă într-o lume în schimbare rapidă. Influența britanică a scăzut, societatea s-a transformat radical și rolul monarhiei în sine a fost pus sub semnul întrebării. În 1952 a moștenit tronul de la bătălie și avea să fie încoronată peste un an. Totuși nimeni nu se aștepta că Elizabeta avea să devină regină a Marii Britanii. Născută în 1926 în Mayfair, Londra, ca Elizabeth Alexandra Mary Windsor, Prințesa Elizabeta nu era pe linia de succesiune la tronul britanic. În 1936, unchiul ei, Edward al VIII-lea, a abdicat pentru a se căsători cu o americancă divorțată de două ori. Atunci, tatăl ei a preluat domnia, devenind regele George al VI-lea. Și în acest fel, Prințesa Elizabeta a devenit și a moștenit în timpul celui de-al doilea război mondial, Elisabeta se adresa poporului la radio și tot în acea vreme comunica deja cu viitorul ei soț, Filip, cu care s-a căsătorit în toamna anului 1947. La nunta lor a participat și regele Mihai al României, care îi era văr de gradul 3. Ambii sunt strănepoții reginei Victoria. La fel, regele Mihai era văr și bun prieten cu ducele Filip. Mandatul reginei Elisabeta a coincis cu decolonizarea și tranziția Imperiului Britanic la comunitatea Națiunilor, care numără astăzi 14 teritorii în afara insulelor britanice, inclusiv Canada și Australia. În anii 50, tot mai multe colonii au început să dea jos drapelul Union Jack, proces care a continuat decenii și nu a fost mereu unul pașnic. Commonwealth-ul trebuia să asigure o tranziție pașnică și o asociere voluntară care să mențină via influența britanică. Ultimul teritoriu la care a renunțat coroana britanică e Hong Kong. Regina a avut o atitudine deosebită față de comunitatea națiunii a devenit primul monarh care a vizitat Australia și Noua Zeelandă, iar trei sferturi din australieni au văzut-o pe Elizabeta II în persoană. În anii 60, regina a pus pe roate un proces de reformare a monarhiei, a făcut-o mai deschisă pentru public, a renunțat la unele tradiții și la termenul monarhie înlocuindu-l cu cele de familie regală. Iar în anii 90, membrii casei regale începeau să achită taxe pe veniturile din investiții. Totuși, uneori Elizabeta II a, a fost contestată, mai ales după de ce Prințesei Diana. Familia regală a trecut prin încercări grele în același timp cu Regatul Unit, de exemplu, tulburările din Irlanda de Nord și referendumul scoțian. În 2012, Elisabeta II arăta încă o dată atașamentul față de Regatul Unit. Îi strângea mâna unui fost comandant al Armatei Republicane Irlandeze, structură paramilitară care îi ucisese verișorul într-un atac cu bombă. Monarhia poate nu a fost la fel de puternică în ultimii ani de domnie a reginei Elisabeta, dar cu siguranță a câștigat respectul și simpatia britanicilor.